caritabil, cu jalea torturării. Știți? Anton Pan vede dragostea altfel. Nu o vede așa, știți, cum se vede în secolul 21, forțându-ne și noi să o vedem altfel, sau forțându-ne și pe noi să o vedem altfel. Anton Pan o personifică foarte frumos și o transformă în dragostea lui, a două torturele. Știm foarte bine că nicio tortură nu trăiește singură. Și atunci, foarte frumos spune, bineînțeles că această cântare o va fi scrisă atunci când își va fi pierdut pe mama lui. Iată, jalea torturării. Oh,
Știți că v-am spus că am emoții cu adevărat. Când i-a murit soția, mama i-a murit. Dar știi, sufletelul meu, există o piesă în România compusă până în anii 40, la 1800, oarecum cântată și în Turcia, cântată și în Grecia, și fiecare popor oarecum încearcă să retrocedeze autenticitatea sau paternitatea acestei cântări. Noi o să o cântăm ca aproape 100 de ani înaintea lor, de la Anton Pan. Dar știi, sufletelul meu, în turcească are titlul Üşküdar Gitericen, cântată de soprana numită Valentina Scurtu și în limba greacă Apoxenotopo. Dar știi, sufletelul meu, secolul al XIX-lea, cu siguranță Anton Pan.
Luna știu
Manuscrise și mai apoi puse în prezentul aranjament de subsemnatul de la Horezi, luate dintr-un manuscris, Mugur Mugurel, în două stări. Ultima strofă am vrea să o cântăm și să o trăim împreună. Vino Dalva primăvară, o știți? Ne rugăm la Dumnezeu să vină România în țară. Nu poate fi țara aceasta pustită, dacă va fi trăită și locuită de români. Să dea Bunul Dumnezeu mântuire poporului român. Să dea Dumnezeu bucurie poporului român și bucurii mulțite și binecuvântate. Și încă o dată vă mulțumesc că ați fost în această seară lângă durerea unei mame. Nu întâmplător i-am cerut soției mele, care iată și ea este mamă, să vă interpreteze durerea unei ciocârlii. Așa că, din bucuria și din puținul nostru, v-am pus înainte la fereastra sufletului aceste cântări de Anton Pan, scrise și tonisite și culese și lucrate și de noi cu toată bucuria. Și dacă v-am plăcut și v-a plăcut ce ați ascultat, la ieșire este o urnă în care noi punem ceea ce strângem și dăruim pentru bucuria acestei mame, doamna profesor Mădălina Tudor. Și cânta soția lui ciocărlie și mă gândeam, pare ce-o fi în sufletul ei la ora asta. Mugur Mugurel. Thank you.
atenção.